iubirea dânca Tatălui. Nimic nu o măsoară, ce-avea mai scump El dărui, făcând din noi comoară. Fața pe cel ales l-a părăsit, iar nouă ne-a dat viața. Stop.
Iată-ne în a patra săptămână de când nu ne întâlnim ca biserică și ne vedem mai mult online, ne transmitem mesaje. Vrem să transmitem și astăzi un mesaj printr-o discuție și sigur să vă salutăm pentru început și dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste voi, frații noștri și surorile noastre din Biserica Iisus Lumina Lumii și pentru toți cei care veți vedea acest mesaj. Sunt astăzi împreună cu frații pe care îi cunoașteți bine, fratele Tică, păstorul Bisericii Iisus Lumina Lumii și îți spunem bun venit și de asemenea am vrea să ne spui cum a trecut perioada asta peste familia voastră, cum sunteți. Măi, ce să zic, perioada asta pentru noi consider că este o perioadă de binecuvântare pentru faptul că am înțeles în perioada asta câtă nevoie avem unul de celălalt. Mi-am dat seama câtă nevoie au copiii de părinți, mi-am dat seama câtă nevoie au părinții de copii, mi-am dat seama cât de mult trebuie să te implici în viața unui copil, să-l cunoști mai mult. Și în perioada asta chiar am avut niște experiențe extraordinare, deosebite. Deci o perioadă de binecuvântare, chiar dacă general... O mare binecuvântare, chiar dacă în general există această pandemie în lume, oamenii sunt speriați de acest virus. Noi încă, slavă Domnului, nu avem parte de așa ceva și nu ne dorim. De panică și de... Nu ne dorim asta, dar ne bucurăm într-un mod deosebit cu familia. Avem extraordinar de frumoase momente. Da. Primul cu noi este și fratele Neluțu. El este frate care îl cunoaștem bine, Nelu Băcțan. Nu-i place atât de mult să-i spunem Neluțu, măcar că nouă ne este drag. El este și antreprenor. Aș vrea să te întreb cum, nu știu dacă îți place întrebarea asta, dar cum e în perioada asta pentru tine? Altă întrebare. Da. Da. Perioadă interesantă.
Dar o ducem, e o provocare, cum zicea fratele Tică, e o provocare, sunt lucruri noi, dar nu poți alege ce ți se întâmplă întotdeauna. Nu poți alege ce ți se întâmplă. Asta și nu aleg miliarde de oameni ce li se întâmplă acum. Dar cred că ceea ce putem alege e cum reacționăm. Este o cantitate de oboseală atât la mine cât și la alții și de stres și mi-am dat seama că trebuie să fiu atent, că nu pot schimba multe lucruri, nu prea poți. Nu prea poți obliga lucrurile să funcționeze oricât ai vrea, dar poți alege cum reacționezi. O atitudine da. Pozitivă, chiar dacă e... Măi, sau uneori trebuie să te rapi să nu reacționezi din impuls. Deci, efectiv, este... E ca și la sport, într-un fel. Degeaba mergi tu să joci fotbal sau tenis și zici tu, acum am nevoie să fac nu știu care dribbling, acum trebuie să fac schema cu tare. Nu-ți funcționează dacă n-ai exersat-o de zeci de mii de ori. Și ce îi adevărat în vremea asta e că ne iese la iveală ce am exersat atâta vreme. Ce reacție avem sub presiune, sub tensiune, sub lipsă de timp, sub lipsă de bani, sub lipsă de oportunități, sub lipsă... Atunci ce te-ai antrenat? Citeam undeva că nu caracterul se formează în situații de criză, ci caracterul pe care îl ai iese la iveală în situații de criză. Uh-huh. Da. Și atitudinile pe care le-am învățat, să spunem, învățăturile pe care le-am... deprins. Sigur, precum discutam, astăzi aș vrea să ne orientăm în jurul unui subiect și anume ce lecții învățăm noi ca și credincioși din sistarea, din oprirea slujbelor. Sigur că noi credem în suveranitatea lui Dumnezeu și dacă El a făcut în dreptul nostru să ne oprim din întâlniri, credem că trebuie să învățăm câteva lecții. Și sigur, acum noi nu suntem în situația credincioșilor din China, despre care citeam, că lor li s-a interzis să transmită online și chiar să se întâlnească în case. Da, o situație foarte grea. Noi avem altfel de situație și vreau să discutăm ce fel de lecții ar trebui noi să deprindem și să nu trecem peste ele în vremea asta. Uh-huh. Ok. Cine dorește să deschidă discuția? Deci, zicea profesor, să nu încep niciodată cu deci. Nu încep niciodată cu deci, am început. Da, hai să începem de la un punct. Eu recunosc că nu am fost și nu am stat mai mult decât de obicei acasă. Nu am stat. Deci în perioada asta? Da. Nu. Deci chiar am stat mai puțin cu lucru și în perioada asta. Pentru că e mult mai greu pentru mine, trebuie să găsesc soluții, să văd ce fac. Ai mai mult de lucru în vremea asta decât... Lucru să nu fie asociat cu banii. Și atunci e bine, e mai mult lucru, da. Și mai mult stresul. Dar nu stau, recunosc că stau neapărat mai mult. Deci... deci e o altă perspectivă poate a perioadei. Okay. E o altă perspectivă, poate voi o să aveți altă perspectivă. Și totuși văd că familia este altfel. Considerând că de atâta timp ei nu au mers nicăieri la școală, nu s-au ieșit. S-ar bucura să se plimbe o tură cu mașina numai, deși le era groază, că tot iar merg la școală, iar venim, iar dui la repetiție, hai, și tot timpul erau... Și acum ar vrea să se ducă o tură cu mașina. Numai să mergem așa, roată cu mașina, hai să mergem. Păi nu ne lasă, nu avem justificare pentru așa ceva. Și într-adevăr, este un context diferit. Aș putea începe cu un lucru. Ce este diferit este că, până la urmă, noi suntem mai mult decât responsabili pentru familiile noastre decât am crezut. Faptul că viața ne ocupa timpul, că a făcut o repetiție, că s-a dus acolo, că a mers la școală, înseamnă că mi-am dat seama altcineva era arhitectul vieții copilului meu. Și nu zic că ca și cum ca unul care acum m-am urcat pe munte și am și soluțiile. Deocamdată sunt partea în care văd problema. Alții mi-au organizat viața. Alții le-au spus ce să facă, la câte trezești.
Și majoritatea, nu știu cum îs alții, se sperie când el trebuie să-și asume. Cum ar fi ca niciodată m-am gândit să nu asume, să-și asume cineva responsabilitatea, ci eu, eu îți spun ce trebuie să știi, ce trebuie să înveți, cum trebuie să abordezi, care e perspectiva asupra vieții, care e perspectiva în fizică, în matematică, uite-te, ăla e profesorul bun. Noi așa ne-a organizat alții viața, ne-a spus, măi, tu trebuie să faci repetiția aia de desen, tu trebuie să faci aia, tu trebuie să faci aia și noi ne alocăm acolo ceva. Aveți un timp cu familia aparte decât înainte, care îl petreceți? Că mai vorbea de o anumită educație pe care să ți-o asumi în dreptul copilor tăi. Eu cred că ar trebui să mergem prin abordări graduale. Acum merg, eu cred că putem merge și la timpul cu familia. Da, n-aș vrea să luăm tot subiectul dintr-o dată. De exemplu, noi totdeauna am avut un timp și am căutat să fiu totdeauna, cel puțin în fiecare zi să fiu prezent acolo. Să fiu prezent. Un timp în care să fii prezent ca joc, ca... Da, da. Acum ce văd este o lipsă în sensul că ei fiind mai mult, ei se așteaptă să fiu mai mult timp. Deci ei fiind mai mult acasă, ei zic, tati, tu totdeauna pleci. Ei nu-și dau seama că ei sunt mai mult acasă. Ei sunt mai mult și, știi, pe de o parte, primul lucru ce-l observ, ei se așteaptă să fiu mai mult, deși nu sunt mai puțin, nici mai mult ca înainte, să zicem. Dar ei se așteaptă fiind toată ziua acasă, tati, ce te pleci, ce te pleci? Stai și tu. Dar eu zic că revenim la alte răspunsuri, mai ascultăm și pe fratele Tică, revenim și la timpul cu familia și așa. Da. Care e provocarea orei 21 în familie? Probabil că nu a fost obișnuit în familie să fie. Sigur, toți se străduiesc să aibă un timp cu familia. De acum, la biserica noastră am avut un timp pe care l-am declarat să ne adunăm toți și în familie noastre. Deci gândul ăsta este un gând care mi l-am dorit și cred că ar fi bine ca în continuare în viața noastră de biserică să continue acest timp. Obicei, da. Obicei. Ca la ora 9 biserica să se adune la rugăciune. Chiar dacă vor veni vremuri în care o să avem libertatea de a veni la biserică. Deci pentru mine și pentru familia mea, timpul ăsta este un timp care chiar ne unește mai mult. Din orice activitate, când vine ora 9, orice activitate ar avea copii, având în vedere că sunt 6 copii, toți copiii se opresc. Tu știi, Nelu, când îl oprești pe un copil, nu faci aia și faci asta. Îl dai peste cap. Nu, că vreau să fac. Nu, lasă-mă. Ei, când e vorba de timpul de rugăciune, indiferent în ce cameră sunt, indiferent dacă sunt afară, sau discută, sau fac o altă activitate, se opresc și ne adunăm în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Ăsta a fost motivul pentru care perioada asta, pentru voi ca biserică, am încercat să vă transmitem motivele de rugăciune, înțelegând în același timp că veți lua act de motivele de rugăciune și vă veți ruga special pentru acele motive și vreau să o facem în continuare. Dar eu așa o desfătare spirituală. Îi văd pe copii interesați. Îi văd pe copii mult mai implicați. Cântăm frumos. Copiii, chiar dacă, poate am avut impresia că nu știu cântările de la biserică. Îi întrebam în anumite situații, spuneți voi o cântare pe care vreți să o cântăm. Acum aleg eu cântările. Și când le aleg, știu să cânte după mine. Și dacă nu știu versurile, le spun dinainte, numai să cânte după mine. Rămân surprins. Cântă copiii. Se roagă copiii. Îi întrebăm dacă au vreun motiv de rugăciune. Și foarte matur, de la cel mai mic. Ești surprins de maturitatea lor. De la cel mai mic până la cel mai mare. Au ceva de spus. Chiar mă surprindea cel mai mic dintre copii zilele trecute. Să ne rugăm pentru una din persoanele din casă să nu cumva să fie virusată de coronavirus și să aibă sănătate. Și eram așa de atins în suflet, pentru că am văzut această
această deschidere spre rugăciune a copiilor și experimentăm ceva, din nou, spun, deosebit în părtășia pe care o avem în rugăciune. Deci, la ora 9, totul se oprește și intrăm în părtășie. Ne bucurăm când mai avem câte o persoană în jurul nostru. Acum, noi nu putem să ne adunăm mai mulți și nu vă sfătuiesc să faceți lucrul ăsta, dar dacă vă prinde ora 9 cu cineva acasă la voi, chemați-l la rugăciune. Opriți-vă din discuții, opriți-vă din mâncare, opriți-vă din activități, poate vă jucați ceva. Opriți-vă și faceți ca acel timp să fie un timp binecuvântat. Pentru noi e ceva extraordinar. Citirea cuvântului, la fel, scuze că te întrerup, e esențială. Citim un cuvânt din Scriptură. Am câteva gânduri pentru ei. Când suntem doar noi, îi pun pe copii să citească fiecare câte un pasaj din Scriptură, pe rând. Nu fac pentru prima dată lucrul acesta, dar îi pun din nou, îi întreb ce au învățat din asta, dacă au vreo întrebare, dacă nu, le expun eu câteva adevăruri din Scriptură. Copiii rămân uimiți, veți vedea cei care aveți copii. Copiii funcționează foarte bine după reguli. Dacă le dai copiilor reguli, ei țin cont de ele și sunt bucuroși să le împlinească. Chiar dacă uneori trebuie ajutați, dar sunt bucuroși să le împlinească. În ultima perioadă am făcut un fel de program, pentru că mi-am dat seama, neavând un program prestabilit, ar putea să fie totul așa la facem orice, nu ne implicăm în nimic, nu avem nicio responsabilitate. Nu, am încercat să le fac un program acum copiilor. Au o oră fixă la care trebuie să se trezească, avem un timp în care ne întâlnim toți împreună. Dacă n-am avut până acum posibilitatea să avem, de exemplu, o masă împreună cu toți copiii și cu toată familia, am spus măcar acum, în perioada asta, să profităm de asta. Și cei care sunteți cu copiii acasă, profitați de asta. Pregătiți masa împreună și mâncați toți împreună, nu haotic. Cum se întâmplă uneori la noi în casă. Fiind peste 10 persoane în zona noastră, adică familia e formată din 11 persoane, fiecare are plăcerile lui, dorințele lui, nu? Nu. Le-am spus acum, mâncăm toți împreună, odată. E ceva extraordinar. Mi se pare foarte interesantă perioada asta, seamănă cu experiența pe care o ai în tabără. În tabără, dintr-o dată te rup din programul tău obișnuit și intri într-un alt program, cu reguli, și trebuie să te obișnuiești, dimineață, trezire. Exact parcă asta trebuie să se întâmple și în perioada asta, să-ți faci un program, că viața ți este dată oarecum pe dos, fără anumite responsabilități. Vreau să duc discuția înspre dacă în perioada obișnuită a întâlnirii la biserică ajungem uneori să neglijăm partea asta a închinării în familie, ca să spunem așa. Și măcar că ieri l-auzeam pe un pe cineva care spunea exact lucrul ăsta, mulți spun că vreau să ne reîntoarcem la obișnuit, abia aștept să se termine nebunia să ne întoarcem la obișnuit. Și el venea și spunea, la care obișnuit? Și descria după aceea o lume întoarsă pe dos, știți? Acum, întrebarea este, noi, în perioada obișnuită a întâlnirii la biserică, neglijăm oare partea asta închinării în familie? Cum este? Trebuie să fie o lecție bine definită asta pe care o trăim acum? Dacă doriți să... Eu nu știu cum e la altcineva și nu vreau să dau multe detalii, că știu că zicea un păstor că, știi ce, copiii au ajuns să mă bată pentru fiecare pildă ce am dat-o despre ei. Zice, să tragă de mânică. Mă tragă de mânică, tate, când ai așa, 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 mi-ai zis. Eu nu-s păstor, dar totuși mă feresc într-un fel. Ce am văzut, așa cum zicea și fratele Tică, că ei, și vreau să zic asta și după aia să pun o altă întrebare, dacă se poate. Ce am văzut e că ei nu le este frică de un timp și nu se sperie și nu urăsc neapărat sau vai de mine. Într-adevăr urăsc că ei de la ceva. Ei nu au nimic să iei din Biblie, să stăm, să vorbim, să ne rugăm. Nu au o problemă cu asta. Și asta nu trebuie să vină o pandemie să ne dăm seama de asta. Probabil că depinde și ce vârstă au copiii. Adolescenții sunt puțin diferiți. Se poate, da. Eu am experiența, mă întâlnesc cu familia fratelui Dani
Vezi. Sigur că nu e bine să dai foarte mult din casă, însă, de exemplu, unul zice, dar eu mă închin singur, eu mă rog singur, ce să mă rog aici cu toți? Nu, nu. Da. Da? E diferită adolescența, dar copiii mai mici sunt mai receptivi, însă efectul este că se deschid în cele din urmă. Și vreau să vă spun, se întâmplă și lucruri amuzante în timpul de închinare. Adică ieri sau altă ieri se ruga Nathan, să putem spune numele, pentru mama lui să o păzească Dumnezeu și vrea să spună la, la policlinică, dar zic, Doamne, te rog să o păzești la politehnică. Domnul știu ce și, să zic. Da, am să o întreb pe sora mea dacă are gânduri de școală. Ok. Ideea ar fi și cel mai important, cred că ar trebui să vedem cum, să vedem cineva care nu vin să judec acum, să dau că uite-te, cineva nu face bine sau face rău, ci hai să vedem, poate cineva acum află că el n-are timpul ăsta, nu a făcut niciodată. Am putea să întrebăm ce să cuprindă un astfel de timp. Da. Și dacă sunt anumite provocări, vis-a-vis de cât să țină. Pentru că sunt... Da, sunt temperamente diferite. Poate o altă mamă, un alt tată, poate are alt temperament. Cred că ar fi ideal dacă am găsi trei lucruri care funcționează măcar în 90% din cazuri, care nu sunt grele. Că nu toată lumea e confortabil, poate să ia anumit lucru și nu trebuie să stabilească adevăruri teologice extraordinare în timpul ăla. Deși vor veni niște răspunsuri foarte grele, întrebări foarte grele, dar hai să vedem cum. Zicem, cineva care nu a făcut niciodată. Hai să vedem. Nu a făcut niciodată. Uite, deci acum noi zicem că ar trebui să aibă timpul acesta. Okay. Are și copii mici. Da, eu am văzut, într-adevăr, ei nu au o problemă cu a sta și a discuta din Biblie, ci că iei de la ceva. Dar dacă zic primul lucru ce l-am observat. Nu întotdeauna pot respecta un timp fix și nu l-am avut niciodată înainte. Ce am făcut e că, unul la mână, am luat o anumită carte potrivită pentru vârsta lor, care repovestește, adică ia pasaje și ca un program are prima parte cunoașterea lui Dumnezeu, după aceea cunoașterea lucrării lui Dumnezeu și așa mai departe, dar făcută pentru copii, după aceea mântuirea la mijloc. Sunt materiale specifice pentru vârsta. Uite, suntem într-o bibliotecă, sunt extraordinar, poate veni la tine să ceară, nu? Mm-hmm. Cred că ai așa ceva, sunt. Și... Deci, unul la mână mi-am dat seama că poate e greu, nu? Merge acasă, tata, mama, haide să citim de aici, mama, nu înțeleg. Să fie ceva pentru înțelesul lor, să nu mergem cu pasaje teologice atât de grele, sau nu să simulăm nici noi. Da, un program neapărat de biserică, trebuie un program ajustat pentru ce este acolo, să zic eu. Și eu recomand, și am văzut că are mare utilitate, să iei o carte potrivită pentru targetul tău. Și de obicei subiectul, orice subiect potrivește de la 5 ani până la 14 ani. N-am văzut nicio diferență. Potrivește. Într-adevăr, întrebarea lui ăla de 5 ani e diferită. Și întrebarea răspunsul este diferit. Da, da. Și întrebarea, dar răspunsul, și răspunsul înțelege. Stă și îl înțelege. Noi subestimăm. Recomand primul lucru ce zic, o carte care e potrivită, așa e perspectiva mea. O carte potrivită și aia te obligă. Uite-te, unde am ajuns? Pun semn, am ajuns aici, încă o foaie. Și deja îți face, trebuie să urmărim cartea aceasta. O recomandare. Da. Privința timpului. Deci legat de asta, abordarea pe care trebuie, cred că, să o avem fiecare dintre noi, cei care sunt tați, eu cred că responsabilitatea în a chema la părtășie e responsabilitatea taților. Acum, noi știm că și în biserica noastră sunt situații în care tata nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. În termenii noștri, nu e întors la Dumnezeu. E adevărat, sunt situații de genul acesta. Mama, dacă ea este întoarsă la Dumnezeu, ea va face lucrul acesta. E normal. Sau invers. Dacă tata este întors la Dumnezeu și mama nu, tata totuși are responsabilitatea să-și direcționează, să-și călăuzească familia în ce privește partea spirituală.
Însă, în ce privește Cuvântul lui Dumnezeu, e o abordare, fiecare familie trebuie să știe care este direcția și ce pot să rumege copiii, e adevărat. Avem 6 copii, de la vârsta de 15 ani până la vârsta de 5 ani. Copiii de 5 ani înțeleg într-un fel, copiii de 15 ani în altfel. Dar am luat o carte, zic eu, mai simplă. Am luat cartea Proverbe. Și în Proverbe sunt atâtea maxime și sfaturi extraordinare. Modul de a aborda Scriptura este de a pune fiecare copil, mi-am dorit asta de când am fost încă în școală, necăsătorit. Asta ca un exemplu. Mi-am dorit asta foarte mult, că atunci când voi avea copii, dacă Dumnezeu îmi va da copii, să am un timp împreună cu ei în care să citesc din Scriptură și să ajungă și ei la maturitatea de a putea citi din Scriptură și împreună să dezbatem câteva învățături. Acum, bineînțeles, nu intrăm în doctrine teologice, dar lucruri practice și simple, în care, de exemplu, Solomon zice, ascultă, fiule, sfaturile părinților tăi. Și eu îl întreb pe copil, ce înțelegi tu prin sfaturile părinților tăi? Dă-mi un exemplu, ce sfaturi îți dă tate și mami? Și el zice, să fim cuminți, să fim... Și îl întreb, îs bune? Ți se potrivesc? Și ei zic, da. Și de ce uneori nu ascultați? Dau din numeri, dar îi pun și uite ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Să ascultăm de sfaturile părinților. De ce? Pentru că primii care iubesc cel mai mult copiii sunt părinții. Așa trebuie să înțelegeți. Deci este un punct de plecare. Iar, bineînțeles, povestioarele pentru înțelesul copiilor trebuie ajustate. Chiar și din Biblie trebuie ajustate, cum am făcut eu zilele trecute cu un pasaj din Scriptură. Am făcut, m-am ridicat, le-am făcut gesticulații și rămâneau copiii surprinși. Și așa, ca o altă paranteză, am învățat o cântare mai de mult, o cântare care... Nu știu, unul din poeții români au scris versurile cu mielul. Poate știți și voi poezia. În fine, am știut poezia asta pusă pe cântare și refrenul cântării spune despre un miel care s-a pierdut undeva într-un tufiș și vine să-l găsească mama oaie. Și cântă me-me, de ce plângi, mieluțule? Și acum am înțeles că eu am cântat cântecelul ăsta ajustat pe înțelesul copiilor. La fiecare întâlnire, unul din cei mai mici copii ai mei, tati, cântecul cu mielul, hai să o cânti un pic. Acum nu cântăm toată seara cu mielul, cântăm de când în când. Deci ajustăm, închid paranteza, ajustăm și mesajul, ajustăm și cântările, în așa fel încât copiii să poată să preia aceasta. Dar în esență, cred că trebuie să învățăm că fiecare dintre noi îl avem pe Dumnezeu deasupra noastră. Trebuie să știm să ne raportăm la El, nu ca la un Dumnezeu implicat doar în anumite situații, ci Dumnezeu este prezent în fiecare zi, în fiecare moment al vieții noastre. Trebuie să avem o relație personală cu El și trebuie să ne încredem în El. Iar copiii învață să aibă această relație văzându-ne pe noi, abordarea noastră. Iar dacă îi vom chema pe copii, având responsabilitatea aceasta, la închinare, la citire, la dezbatere, la întrebări, la cântare, la rugăciune, cred că asta va fi un lucru pozitiv și o învățătură bună pentru copii. Și implici, dau un exemplu, și într-o viață spirituală în care se vadă mâna lui Dumnezeu. Da. De exemplu, când aduci un motiv de rugăciune și peste câteva zile spui, uite, Dumnezeu a ascultat rugăciunea. Mărturie care le rămâne copilor în minte pentru toată viața. Așa este. Dumnezeu nu e o iluzie, nu e o joacă, ci e o realitate. Așa este. Asta este un lucru foarte... Acum, sigur, probabil depinde din nou de vârstă cum se simt la întâlniri. Am observat și o anumită ezitare sau un anumit disconfort să discute lucruri spirituale, poate un pic personale, că întotdeauna... Nu poți să vorbești doar general, mergem spre personal. Corect. Când ajungi în familie și ne-am obișnuit să discutăm la biserică lucrurile spirituale, să le predice frații slujitori.
Ei, și în familie, dintr-o dată, ne găsim fiecare, dăm jos haina, să zicem, de suprafață pe care o avem și uite că ne expunem. Dar cred că e un lucru benefic. E un lucru benefic lucrul ăsta. Vis-a-vis de responsabilitatea Tatălui, sunt câteva versete în Vechiul Testament care vorbesc despre asta. Foarte interesant. De exemplu, evreii trebuiau să explice copiilor ce se întâmplă la Paște. Ei trebuiau să spună, atunci ne-a scos Dumnezeu cu mână tare din Egipt, a intervenit. Acolo era un dialog între tată și copil sau copii. Deci tata, într-adevăr, pregătea împreună cu mama Paștele, iar copilul avea responsabilitatea să întrebe tată, de ce facem lucrul acesta? Iar tata își lua rolul de a expune învățătura pe care era un dialog Dumnezeu care era și un fel de ritual, dar dialog. Și de asemenea în Deuteronom 6, acolo este un pasaj foarte cunoscut în care li se cere părinților să întipărească legile lui Dumnezeu în mintea copiilor lor. Și în partea a doua spune, când te vor întreba copiii ce-s cu legile astea, va trebui să le spui din nou, pentru că Dumnezeu ne-a scos cu mână tare și ne-a dat o lege extraordinară. Iese în evidență Dumnezeu în toate lucrurile. Da, și relația asta de, sau oarecum, credința nu doar în biserică, da? Care o trăim de multe ori, adevărurile spirituale le vorbim în biserică. Aici vorbim despre mântuire, aici vorbim despre cum ne-a salvat Dumnezeu și acasă vorbim deseori doar lucrurile de zi cu zi. Și pierdem realitatea asta mare și spirituală. Mi se pare o lecție foarte, foarte tare pentru noi. Eu cred că cum cresc copiii tot mai mari, încep să-și pună întrebări legate de lucrurile mai serioase. Zilele trecute, unul din copiii mai mari punea o întrebare la altcineva, dar tu ești botezat? Ai făcut botezul? Și am stat un pic și am zis, uite, copiii deja se interesează. Oare ce înțelege prin asta? A, discutam cu un alt copil. Și zicea, la noi în țară este o școală teologică. Știa că există o școală teologică, o facultate. O, da? Și pune cineva întrebarea, te-ai gândit să mergi la școală? Eu povestisem, pentru că am timp acum să povestesc cu copiii ce vremuri la Institutul Teologic Pentecostal și am scos slănina, ca orice român, nu? Și am zis, mă băiete, ia gustă tu slănina asta, tu știi ce bună e slănina asta? Dar să vezi ce bună slănină mâncam și ce bună era când eram la școală, la București. Păi, când scoteam o slănină și luam o pâine, păi de mine și cu muștar. Zacuscă, să nu uităm zacuscă. Zic, ascultați-mă, gustați să vedeți ce bun e, nu tot felul de chestii. Ia gustați să vedeți o chestie tradițională. Ce vorbești? După ce o gustați slănina, făcută de bunica, știi ce-a făcut? O zic, bunica, te rog să pui slănina asta, să nu se atingă nimeni de ea, pentru că mâine vreau să mai mănânc din ea. Deci, la institut, la teologie, eram împreună adunați, aveam părtășie, discutam din Cuvântul lui Dumnezeu, mâncam anumite mâncăruri. Da, așa e acolo, da, părtășie. La care a prins ideea, oarecum o să... Și ca părinte, când vezi că omul e interesat de lucruri, nu bomboane și cojac, ci lucruri un pic mai avansate. Ai așa un sentiment, chiar în perioada asta, dacă nu eram lângă el să-l aud, să vorbesc, să... Pentru că fiecare, mergem dimineața, poate luăm de la școală, n-apucăm să vorbim cu ei, n-apucăm să facem anumite activități cu ei, să-i pui la lucru, să vezi efectiv cât de deschiși sunt pentru asta. E frumos, e frumos. Da. E frumos să stai în părtășie cu copiii și să-i lași să vorbească despre lucruri serioase. Una dintre marile binecuvântări ale perioadei astea și lecțiile pe care să le învățăm e părtășia în familie. Deci este o lecție care ne surprinde. Ne surprinde și ca beneficii pe care le are și în bogăție, încărcătură. Este ceva pe care o ratăm poate și pentru că suntem aproape de oamenii de departe prin tehnologie
Și tocmai cei care sunt aproape ne sunt departe. Așa este. Și trece viața. Ok, am putea să mergem și spre alte lecții care le învățăm, care, dacă doriți să mai amintiți alte lecții, dacă nu pot să aduc eu una pe care aș vrea să o avem în discuție, noi deseori amintim despre biserică și spunem că ea nu este doar slujbele bisericii. Sau uneori amintim și resubliniem că nu este clădirea bisericii, ci biserica suntem noi, pietrele vii, zidite pe temelia care este Iisus Hristos. Da? Și acum suntem într-o perioadă în care conștientizăm asta mai mult, nu? Că nu ne mai întâlnim, nu avem întâlniri, nu venim la biserică. Ce lecție învățăm ca să fim biserică în perioada asta? Cum învățăm să fim biserică în perioada asta și cum ne manifestăm ca biserică în perioada asta? Care credeți că sunt lecțiile în direcția aceasta sau cum ne manifestăm ca biserică, dacă vreți să deschidem subiectul ăsta? Vrei să zici și tu ceva? E interesant că noi trebuie să răspundem la niște întrebări la care nu s-a prea răspuns de câteva mii de ani încoace, pentru că nici Vaticanul nu s-a închis niciodată. Nu s-a închis, nu știm în istoria bisericilor, nici măcar nicio biserică. Chiar în timpul prigoanei se știa atâta că nu-i biserica în același loc, dar era în altă parte sau era o comunitate. Era biserica subterană, da, eventual. Da, dar tot era adunat. Atâta că era foarte dinamică, să zicem, și aveau locurile lor. Noi ne vom evalua pe noi după ce trece toată perioada aceasta și vom încerca să găsim răspunsuri și oricum, personal, cred că lucrurile nu vor mai fi sub multe aspecte la fel, însăși ce așteptări avem de la întâlnirile de la biserică. Dar acum când noi spunem, uite, biserica continuă să existe și totuși nu mai are nicio formă ca și până acum. Nu mai poartă forma aceasta. Uh-huh. Și într-adevăr este o provocare, este o provocare să zici, atunci ce facem în momentul ăsta? Ce facem în momentul, ce suntem în momentul acesta? Cum ne manifestăm ca biserică? Este un adevăr care putem merge atât pe partea de copii și se poate foarte mult merge. Și atât pe partea de familie, că în familia nu e numai copii, sunt și soție, mai sunt mai bătrâni acolo. Și putem merge până acolo. Și asta e o problemă, adică un aspect care îl privește de familie. Uite ce facem cu familia în momentele astea când suntem împreună. Dar ce facem exact ca și biserică? Eu cred un lucru, că deși este un context diferit, Iisus Hristos a spus că biserica este a Lui. Este a Lui. Noi ne punem fel și fel de întrebări. Într-adevăr, nu mai avem programele sub forma aceea. Nu mai avem. Dar noi cred că trebuie să ne ducem la Cel care a zis că suntem a Lui în timpul acesta. Noi suntem, El a spus, biserica este a mea. Și întotdeauna când spune, voi sunteți biserica, în orice formulă ar fi dat și orice imagine ar fi dat Biblia, o dă ca și componente mici care formează un întreg mare. Nu este o ceva care există de la sine, ci întotdeauna, fie că este clădire, fie că este o turmă, fie că este o comuniune, fie că este ceva format din lucruri mici. Eu cred că în din timpul... Părți componente, da, din părți componente. Și biserica nu încetează să existe momentul acesta. Dar nu mai este, adică nu mai am eu, dacă sunt slujitor, eu nu mai am un control atât de mare, nu prea pot face, nu prea pot să te văd, nu mai pot atât de mult ca și înainte. Dar am credința că în acest moment biserica este în continuarea lui Iisus Hristos și oamenii ar trebui să se reconecteze dacă n-au fost conectați. Ar trebui să-și pună întrebarea dacă doar au venit de formă, de la o anumită întrunire. Și dacă acum, într-adevăr, și să se conecteze la Cel ce trebuia să fie totdeauna conectat, la Iisus Hristos, uh-huh, în toată această perioadă.
nu să bifeze o prezență, să bifeze ceva. Și cred că deși doare pentru unii, într-adevăr ne doare, pe de o parte că nu ne întâlnim, dar în același timp eu nu cred că Iisus Hristos este mai slab acum, ci neputincios ca să binecuvinteze, să cerceteze și să dea putere și să unească în Duhul biserica. Și o perioadă de reevaluare în care, îmi aduc aminte și de cuvintele din Efeseni, în care spune din El tot trupul. Da? O reconectare cu Domnul Iisus care ne face să fim o biserică, să fim un trup. Asta e una dintre, da, dintre aspectele pe care le vedem. Oricum, biserica în ansamblu ei este formată din persoane separate. Până acolo încât nici chiar ca familie nu putem să spunem că biserica e formată din familii. Să e formată, da, biserica din familii dacă familia este întreaga lui Hristos sau e predată lui Hristos. Dar biserica lui Hristos pornește de la individ, de la persoană, persoană care a înțeles cine este Dumnezeu, persoană care și-a deschis inima spre Dumnezeu, a intrat în relație personală cu Dumnezeu și în momentul acela, pentru acea persoană, Hristos este Domn, este Stăpân. Persoana respectivă a intrat în această biserică a lui Dumnezeu. Iar persoane mai multe adunate la un loc formează o biserică locală, cum este Biserica Iisus, Lumina Lumii. Dar totul pornește de la o persoană. De aceea noi suntem chemați nu neapărat să facem evangelizare în biserică. Noi va trebui să învățăm că Duhul lui Dumnezeu, odată venit în inima omului, îl determină să meargă mai departe, să predice cuvântul lui Dumnezeu la persoane care să devină și ele parte din biserica lui Hristos. Noi acum nu ne adunăm la biserica de pe strada Petru Bran, dar noi continuăm să fim biserică. De ce? Pentru că relația cu Dumnezeu nu ne-a fost luată de nimeni și asta nu ne poate lua nimeni. Relația cu Dumnezeu rămâne stabilă pentru că noi suntem al lui Dumnezeu. Iar noi continuăm să rămânem lângă Dumnezeu. Ne-am hotărât să facem lucrul acesta. Am rămas în legământ și rămânem în legământ cu Dumnezeu. Dacă ar veni prigoană, dacă nu ne-ar mai lăsa deloc să intrăm în biserică, dacă vor veni vremuri în care să fim băgați în închisoare. Ce? Un om în închisoare care este privat, chiar și de familie, nu mai poate să fie copil al lui Dumnezeu sau nu mai poate să fie parte din biserica lui Hristos? Ba da, el este parte din biserica lui Hristos, dacă este un om care îl slujește pe Dumnezeu. Acum nu dacă a intrat în pușcărie pentru... Vorbesc de prigoană. Da. Okay? Acum și în pușcărie oamenii se pocăiesc. De aceea facem și lucrarea pe care o facem în pușcărie. Sunt oameni care se pocăiesc în pușcărie. Sunt oameni care se întorc la Dumnezeu în pușcărie. Ei devin fii ai lui Dumnezeu din pușcărie. Iar momentul eliberării lor din pușcărie va fi un moment în care vor dori oamenii să se întâlnească cu frații, așa cum ne dorim noi acum. Abia aștept să mă întâlnesc din nou cu frații. Am harul să mă întâlnesc cu voi acum la întâlnirea pe care o avem. Și cu fratele Dani, care este împreună cu noi aici. Dar noi, de exemplu, când vom avea posibilitatea să ne întâlnim din nou, vom gusta o altfel de părtășie, o părtășie pe care mi-aș dori să nu o uităm. Venirea la biserică să nu fie o chestiune de obișnuință. Am predicat de atâtea ori în fața bisericii de la Amvon. Să nu devină obișnuință. Să fie o trăire, un moment unic. Fiecare moment al bisericii să fie unic. Că e părtășia de marți seara la rugăciune sau că e părtășia de joi la un studiu biblic sau duminica dimineața sau seara. E un moment unic să beneficiem de el, de harul pe care ne-l dă Dumnezeu să fim împreună. Biserica continuă fiind acasă și slujindu-L pe Dumnezeu. Da. Nu e o unire, oarecum, în vremea asta, o unire mistică cu capul care este Domnul Iisus Hristos. Suntem uniți ca biserică, mă gândeam la oameni din pușcărie, ei sunt parte din biserică, măcar că e unul în celulă, da, sau poate doi. Așa este. Dar uniți cu Hristos, ei sunt parte din biserică. Mm-hmm. Și așa suntem și noi, sigur asta e unire mistică. Acum noi ne vom apropia de final, subiectul ăsta merită dezvoltat. Mm-hmm. Chiar am urmărit în Noul Testament expresia unii pe alții. Și întotdeauna expresia asta este urmată de câteva îndemnuri cum trebuie să ne comportăm în biserică.
Și trei lucruri au ieșit în evidență. Primul, dragostea, cel mai întâlnit. Apoi acceptarea, să ne acceptăm unii pe ceilalți. Și al treilea, îndemnul, să ne îndemnăm, să ne sfătuim unii pe alții. Și sigur, în direcția asta trebuie să ne gândim și în vremurile obișnuite să se realizeze ca biserică. Dar asta le putem face și acum, inclusiv a ne sfătui unii pe alții putem să facem printr-un telefon. Corect. Să ne sunăm, să ne încurajăm, să ne îmbărbătăm. Acceptarea, acum am vrea să ne acceptăm, nu? Am vrea să ne acceptăm, dar probabil că nu avem cum să ne acceptăm, nu ne putem întâlni. Și dragostea, cel mai întâlnit aspect, putem să-l facem prin rugăciune, unii pentru ceilalți. Dacă aflăm un anumit caz despre cineva, putem să-l ajutăm. Deci biserica continuă să existe și putem să manifestăm aceste îndemnuri. Corect. Pe care le găsim în Noul Testament. Așa este. Ok, ne apropiem de final. Am avut discuție cu care am hotărât de la început să fie mai scurtă, dar întotdeauna după ce ne pornim, ne oprim greu. Sunt multe lucruri de discutat. Ne bucurăm de părtășia aceasta pe care am avut-o și vrem să o aveți și dumneavoastră în jurul Cuvântului Dumnezeu. Este prima transmisie pe care o facem din biblioteca bisericii noastre, biblioteca Victor Opriș, și dorim să mai facem și alte transmisii de aici. De asemenea, vă îndemnăm, dacă ați citit în vremea aceasta ceva, anumite lecturi sau anumite recomandări de lectură, puteți să o faceți și pe pagina bibliotecii de Facebook, să puneți un citat, să ne încurajați prin ceea ce ați citit. De asemenea, dragii mei, vă transmitem multă binecuvântare tuturor. Coronavirus. Măsuri de prevenție. Evitați cu prioritate expunerea persoanelor în vârstă și a celor cu imunitate scăzută către alte persoane cu simptome de gripă sau răceală. Rămâneți acasă dacă aveți simptome de gripă sau răceală și sunați medicul de familie pentru a solicita sfaturi. Nu mergeți din primul moment la unitățile de urgență. Dacă vă aflați în autoizolare la domiciliu, respectați cu strictețe recomandările autorităților. Nu părăsiți sub nicio formă domiciliul pe perioada celor 14 zile. Semnalați autorităților orice caz despre care aveți cunoștință că ar fi putut intra în contact cu o persoană confirmată cu noul coronavirus sau ar fi venit dintr-o țară afectată și care nu se află în izolare. Sunați imediat medicul de familie dacă ați călătorit în zonele afectate de coronavirus, chiar dacă la momentul respectiv nu se aflau pe lista zonelor aflate sub alertă. În cazul în care nu puteți contacta medicul de familie, apelați la Direcția de Sănătate Publică din județul dumneavoastră și în ultimă instanță la 112. Atenție! În cazul în care încălcați regimul autoizolării la domiciliu, riscați amendă de până la 20.000 de lei, precum și dosar penal în cazul în care contribuiți la răspândirea virusului. Pentru mai multe detalii cu privire la infecția cu coronavirus, sunați la numărul de pe ecran. Informează-te din surse sigure!